Formația de Liga a 3-a, Aromus Celul Câmpulung, a revenit în fața propriilor suporteri după două etape în care au suferit tot atâtea eșecuri. Fotbaliștii pregătiți de Ionuț Mihu au intrat pe teren în întâlnirea cu FC Pucioasa, deciși să schimbe impresia lăsată în precedenta partidă de pe teren propriu, dar misiunea nu le-a fost deloc ușoară. Dâmbovițenii, având o echipă destul de legată, cu jucători mult mai experimentați și care joacă de mult mai mult timp împreună. Totuși, mușceleni au dat dovadă de ambiție, determinare și doar ghinionul a făcut să nu își adjudece toate cele trei puncte puse în joc. La rezultatul final, 0-0, a contribuit din plin evoluția foarte bună a celor doi portari, fiecare remarcându-se în situații periculoase. Mai întâi, foarte tânărul Ianis Cristian Drăghici Mușat, golkeeperul mușcelenilor, s-a evidențiat prin plasament și reflexe de ultim moment. Luarea lui Bucurescu largă. Oaspeții ies periculos și tot periculos iese din poartă și Drăghici Mușat, care face și muncă de apărător central, de stopper. Foarte bună intervenția. Bună și intervenția lui Drăghici Mușat. Este, dacă vreți, momentul partidei în care cei doi golkeeperi ies la rampă. Nici Ghițescu, portarul dâmbovițenilor, nu a rămas dator, având o reacție spectaculoasă la șutul lui Darius Grigore, refuzându-i vârfului mușcelan șansa de a marca. Bună intervenția lui Măzărache, Răduță, centrează foarte bine Răduță. Și Gabi Genaru a încercat să dribleze acolo, mă așteptam la o execuție din prima, mingea îi venise pe piciorul stâng. Centrează foarte bine în fața porții, șut acum, apără Ghițescu, excelent! Jocul de pe Municipal s-a terminat nedecis, iar capitanul mușcelenilor, Simon Măzărache, era vizibil marcat de efort, dar și dezamăgit de faptul că echipa nu a putut mai mult în această partidă. Un meci foarte, foarte greu. Puteam să câștigăm și în același timp puteam să pierdem. Da, trecem printr-un moment greu după un început, cred că destul de bun pentru noi. A venit acea înfrângere acasă cu Moren, dacă nu mă înșel, și cred că de acolo moralul echipei s-a dus puțin. Dar urmează alt meci, trebuie să ne ducem și să scoatem ceva de la acel meci. Rămâneți în continuare în obiectiv de a menține formația în Liga 3. Da, într-adevăr, cred că cel mai important lucru acesta este, pentru că știți noastră cum este proiectul aici, să crească copii, dar nu vreau să se supere nimeni pe noi, dar nu cred că acest stadion se poate juca pe el un fotbal frumos, pentru că nu înțeleg, în deplasare jucăm foarte bine, când dăm de terenuri bune, încercăm să pasăm aici, facem, pentru că noi ne antrenăm într-un stil de joc, venim după sintetic și aici nu înțelege nimeni, pentru că dacă veniți la noi la antrenament și vă uitați puțin, nu se poate așa ceva, cum pasăm, cum se găsesc loc, cum ne găsim în teren, când venim aici se schimbă totul. Eu cred că e puțin și presiune, încă echipa este tânără și nu este obișnuită cu presiunea, cu publicul de acasă, cu terenul, pentru că nu ne antrenăm deloc. Venim aici și jucăm după un teren care ne permite să pasăm, cum am zis mai devreme, și facem tot posibil să jucăm un fotbal cât mai frumos. Venim aici și, după cum vedeți, nu avem niciun reper. Nu se pare că e prea puțin tu, Genaru și cu Robu? Da, cu siguranță, e prea puțin, pentru că am un gol, mi-asum acest lucru, trebuie să ajung mult mai mult echipa, cred că sunt primul care trebuie să iasă în față și să ajute acest copii să crească. Trec printr-un moment mai greu al meu, dar cum am scos-o mereu la cap, o să scot și de tura asta și eu mă țin de cuvânt când zic ceva și cred că ar trebui să știți noastră lucrul ăsta, că de câte ori am zis ceva, am scos-o la cap. Tehnicianul Ionuț Mihu a tras primele concluzii la finalul partidei, convins fiind că lupta la care s-a angajat este una lungă, iar rezultatele se vor vedea de-abia după o perioadă de timp. O atitudine mult mai bună a jucătorilor, cu faze de poartă, din păcate n-am reușit să înscriem astăzi. Încercăm
În primul rând să reglăm partea de spirit și v-am zis și la conferință, Liga 3 este o ligă de luptă, am încercat să luptăm astăzi, am demonstrat că putem, am făcut un efort foarte bun, din păcate ne-a lipsit inspirația la gol. Nu reușim deloc să câștigăm acasă. Da, e o problemă, va trebui să lucrăm mai mult și să încercăm să înscriem goluri, pentru că nu mai așa putem câștiga. Pare totuși că în compartimentul median construcția lasă un pic de... Construcția lasă de dorit oricum pe terenul ăsta, am încercat să ne adaptăm la el și să scoatem cât de mult putem. Cum rămâne cu obiectivul? Sunteți în continuare optimist? Noi încercăm să luăm fiecare meci în parte, încercăm să scoatem maximul de la fiecare meci și sperăm că la sfârșitul etapelor care se vor disputa până în decembrie să acumulăm cât mai multe puncte. Și următoarea etapă va fi una de mare luptă pentru mușceleni în deplasare de la CS Blejoi, prahovenii aflându-se într-o formă foarte bună, locul 2 în clasament, la doar un singur punct în urma liderului CS Dinamo București.